Războiul din Ucraina a schimbat toate calculele și în privința exportatorilor de armament. Statele Unite și-au mărit și mai mult decalajul față de restul țărilor. Rusia și Germania au rămas mult în urmă, iar Coreea de Sud a raportat o creștere record a vânzărilor. În plus, în decurs de doar un an, Ucraina a devenit al treilea cel mai mare importator de armament din lume. Statele Unite se află detașat în topul exportatorilor de armament ai lumii. Cele mai exportate tipuri de armament sunt avioanele, transportoarele de trupe blindate, tancurile și artileriile. Statele Unite sunt urmate de Rusia, care a exportat în cea mai mare parte tancuri. Franța a urcat mult în clasament grație unor creșteri ale exporturilor de transportoare blindate, multe dintre ele ajunse în Ucraina. Pe locul 4 în topul exportatorilor de armament se găsește China, care a livrat preponderent tancuri și artilerii. Clasamentul este încheiat de Israel și Coreea de Sud, care a semnat contracte pentru livrarea unui număr record de 990 de tancuri. La nivel global, Statele Unite au o pondere de numai puțin de 40% din totalul exporturilor de pe mapamond, cu 14% mai mult decât în anul 2017. Pe locul 2 se află Rusia, cu o pondere de 16% din totalul exporturilor la nivel global. Pentru industria rusă de armament, războiul din Ucraina a dus la o scădere de 31%. Tot în contextul războiului din Ucraina, Franța a urcat pe locul 4 în topul exportatorilor, în detrimentul Chinei și al Germaniei, ale căror vânzări au scăzut dramatic. Cea mai mare creștere a înregistrat-o însă Coreea de Sud. Aceasta a devenit unul dintre principalii furnizori de arme ai Poloniei și va exporta artilerii autopropulsate model K9 și României. Țara cu cele mai mari importuri de armament este India, care își sporește arsenalul pentru a face față mai bine provocărilor Chinei. Ea este urmată de Arabia Saudită, care este interesată să-și asigure securitatea împotriva Iranului. Pe locul 3 se află Qatar, însă în decurs de doar un an de zile, pe același loc a ajuns și Ucraina. Clasamentul este completat de Australia, de asemenea tot mai implicată în contracararea provocărilor Chinei, și China însăși, care contestă tot mai mult supremația Statelor Unite din Pacific. 同志们好 Și statele membre NATO, precum Polonia, Norvegia, Olanda sau România, și-au crescut cu numai puțin de 65% importurile de armament, în principal din cauza invaziei ruse din Ucraina.